Lent, extrem de lent, întunericul a început să se risipească și a început încet să iasă din ceață. Iar când conștiința i s-a întors, femeia a început să geamă. Doamne, sunt vie! Ea încerca să se miște și a țipat. Capul îi se rupe de durere, corpul gemea atât de tare, de parcă a fost călcată de o mașină, iar glezna îi ardea în foc. Femeia cu greu s-a ridicat, străduindu-se să-și încheie bluza ruptă și cu spaimă a privit în sus. Ea stătea la fundul unei prăpaste acoperite cu ierburi și care avea o pantă de ridicare îngustă. Undeva acolo sus se afla o șosea destul de înviorată, doar că cum să-i să dea acolo și să cheme pe cineva în ajutor? Așezându-se în genunchi, el s-a tărât spre șosea, apucându-se de rădăcinile plantelor și rupându-și unghiile acoperite cu gel lac scump. Viața ei era ruptă, la fel ca aceste unghii lungi acoperite cu un frânci gingaș și atent. Numai ieri la Elena totul era bine. Frumoasă și bine pusă pe picioare, la ei săi 50 și ceva de ani, femeia preda limba engleză într-o universitate prestigioasă, achita ipoteca pentru apartamentul procurat recent și visa să adopte o pisică. Acum astea toate s-au dus pe apa sâmbetei. Singură sunt de vină, bătrână proastă ce sunt, viața nimic nu m-a învățat. Femeia, ținându-și cu greu echilibrul, a pășit pe o linie betonată de carosabil și instinctiv și-a aruncat mâna. Ea tremura cu fiecare particulă al corpului său istovit. Atunci când aproape de ea, șuierând din frână, s-a oprit o mașină de ocazie. Iar acasă, sub jetul fierbinte de apă, Elena și-a dat frâul liber lacrimilor. Doamne, de ce mi s-a întâmplat asta? Pavel Roșca nu-i plăcuse ei din prima. El se evidenția printre alți studenți cu rânjitul răutăcios care apărea în colțul buzelor, cu o turnare sa proastă față de colegi și cu o aroganță deschisă în comunicarea cu profesorii. Ea încerca să-l pună pe el la locul său, doar că cineva dintre colegi i-a zis ei odată, în semișoaptă, că tatăl lui Pavel este un om rău. Elena nu trebuie să încingă situația. Profesoara și-a stopat încercările de a-l face pe băiatul de bani gata să respecte regulile, dar se vedea că acela deja a prins ură pe ea. Și iată că ieri seara, sub pretextul zilei de naștere, pe care o vor celebra împreună în componența întregului grup de studenți, pe ea o demenit-o să plece într-o vilă de suburbie. Femeia s-a trezit abia în interiorul vilei, negăsind pe nimeni în afară de 5 băieți, dar era deja târziu. Ușa s-a trântit în urma ei, iar mai departe s-a declanșat infernul. S-a folosit de ea timp de câteva ore, transformând în realitate toate intențiile sale ascunse. Fără a atrage atenția la lacrimile și la rugămințile femeii, fiecare dintre tineri s-a remarcat arzând glezna femeii cu țigara, în așa mod barbar, încât acum glezna femeii este înconjurată în întregime cu arsuri. Iar atunci când ei s-au plictisit să se joace, ea pur și simplu a fost aruncată pe drum din mașina aflată în mișcare, care se întorcea înapoi în oraș. Elena și-a analizat amănunțit reflexia sa în oglindă și a început să plângă isteric din cauza neputinței. Nici nu putea scrie plângeri pe nemernicii din cauza familiilor prerăsunătoare ale părinților aceștia. Și cum după toate cele întâmplate să revină la serviciu? Cum să se uite în ochii lui Pavel, pe care îl ura din tot sufletul? Să-i uite toate cuvintele urâte rostite de către el? Femeia s-a acoperit cu o plapumă și a petrecut restul nopții plângând. Ziua care a venit, la fel, nu i-a dăruit ușurare. Elena stătea acoperită cu o plapumă și se uita într-un punct, sufocându-se cu capul în durerea sa. Zilele zburau una după alta, iar ea așa și nu-și putea să-și adune puterile și să meargă să-și ia actele de la vechiul său loc de muncă. Dar când a venit timpul să achite rata pentru creditul împrumutat, brusc i-a venit rațiunea la loc. Femeia a realizat că necătând la aceasta, viața continuă. Adunând banii strânși pentru zilele negre, ea a făcut un transfer bancar și a început să se gândească la viitor. Cu specialitatea ei, era greu să rămână fără serviciu, doar că să iasă și să lucreze într-un colectiv, cel mai probabil nu îi se va primi. Elena se simțea murdară, cu toate că durerea fizică a dispărut peste 2 săptămâni, însă rana sufletească nici de cum nu voia să se trateze.
mai ales că despre cele întâmplate, culorii aduceau aminte rănile strânse ale arsurilor pe gleznă și femeia s-a îmbrăcat în niște pantaloni urâți care ascundeau eticheta rușinoasă. Cu părere de rău, rochele și fustele nu mai aveau loc în viața ei. Probabil că înfățișarea tristă al candidatei îi irita pe angajatori, pentru că în ciuda experienței sale solide în profesie, ea a fost refuzată de nenumărate ori la interviurile de angajare. La fel a fost și în acea zi. Ieșuând un alt interviu, femeia se plimba tristă pe un bulevard. Dispoziția deloc nu se potrivea timpului însorit de afară, dar totul s-a schimbat în momentul în care auzul ei a fost atins de o melodie gingășă dintr-un film vechi. Inima i s-a strâns într-o stare de nostalgie și ea, fără a observa, s-a oprit mult timp în fața husei deschise a unui violonist de stradă. Cât timp a stat așa uitând de oră, nimeni nu știa. Iar trezindu-se, ea a început a scotoce prin buzunare în încercarea de a găsi bani. Doar cu o bancnotă potrivită, ea nu a găsit. Femeia încerca să se orienteze cum ar fi bine să procedeze, apoi și-a mintit că avea în geantă o ciocolată. Zâmbind rușinată, Elena s-a plecat, punând răsfățul dulce deasupra banilor și a încremenit. Muzicianul în vârstă, oprindu-se din cântat, i-a atins atent mâna ei. Doamnă, ați dori să împărțim împreună cadoul dumneavoastră? Apoi cei doi stăteau pe o bancă și savurau ciocolată dulce, combinând-o cu o cafea fierbinte și discutau în continuu. Mai bine zis, vorbea numai Elena. Îi povestea lui despre dificultățile ei în angajarea la serviciu, iar Nicolae, cum s-a prezentat violonistul, o asculta atent, cu regret, aplecându-și capul. El din start a înțeles că la acea femeie frumoasă, dar absolut total debusolată, în interior se afla o durere imensă, ascunsă de văzul lumii. Dar ea nu putea să vorbească despre acea durere și el nu insista să afle. Simțind cu sufletul că aceasta este femeia lui, el a făcut tot posibilul ca să nu o piardă în această lume imensă. Din acea zi, ei s-au împrietenit. Elena a devenit ascultătoare fidelă a pieselor lui Nicolae, mai ales că el cânta excelent. Înainte de primi trauma sa, el a fost primul ce cânta la vioară în orchestra municipală. De obicei, femeia aștepta pe felonistul său pe banca, care deja a devenit a lor. Apoi el a invitat-o pe Elena la o cină într-un restaurant micuț. Iar mai târziu perechea mergea acasă la femeie, pentru a-și petrece seara într-o atmosferă călduroasă, savurând o cană de ceai sau vizionând un film bun, ceea ce destul de des se transforma într-un mic dejun luat împreună. Iată că odată, în timpul cinelor tradiționale, femeia i-a văzut pe ei. 5 băieți de bani gata, savurau dintr-o bucată de carne suculentă, bărfind zgomotos pe toți și pe toate într-o manieră agresivă, ce era caracteristica lor. Ei n-au observat-o pe pereche ce stătea la o masă din colț, preferând să le bărfească zgomotos pe fetele, care cineau în dreptul lor. Bietele fete au fost nevoite în grabă să părăsească localul, fiind acompaniate de râsetele băieților veseli, iar Elena furiată și-a strâns pumnii sub masă. Prinzând momentul potrivit, ea a chemat chelnerul și l-a întrebat despre compania gălăgioasă. S-a aflat că ei erau vizitatorii fideli ai acestui local. De obicei, ei apar în fiecare miercuri, atunci când bucătarul șef gătește carnea. Planul s-a născut de la sine. Femeia a hotărât să se răzbune pe ei. E din toate puterile sale, a început să se pregătească pentru revanșă. Dar s-a întâmplat ceva straniu. Într-o dimineață, Elena și-a pierdut cunoștința din cauza unei dureri de cap neașteptate. Neștiind cu ce să lege neclaritățile, i-a format numărul medicului său, iar peste o oră deja stătea în holul spitalului, în așteptarea rezultatelor analizelor. Cât de mare a fost mirarea ei atunci când medicul îngrijorat i-a dat vestea despre sarcină. Deci, draga mea, cum facem? Vom păstra sarcina? A întrebat-o medicul. Femeia era trecută de vârsta de 50 de ani. Sarcina această vârstă era destul de periculoasă, iar ea, gândindu-se la ale sale, a început să plângă și a fugit acasă. Acolo, în liniștea salvatoare, Elena și-a dat frâu liber gândurilor dureroase. E foarte mult își dorea un copil, pentru că în scurta sa căsnicie din tinerețe, ea n-a reușit să rămână însărcinată, iar apoi își construia cariera și n-avea timp pentru copii. Doar că, cu un procentar sporit al probabilității, această sarcină era rezultatul acelei terori care au produs-o cu ea ticăloși și bogătași. Oare va putea accepta ea acest copil?
Femeia și-a petrecut toată noaptea luptând cu insomniile, iar mai apoi a înțeles destul de bine că copilul nu îi devine cu nimic. Ea se va stădui să-i dea viață, dar cu Nicolae va fi nevoită să se despartă. El n-avea nevoie de acest copil, iar ea n-avea curaj să recunoască în față tot ce s-a întâmplat cu ea în trecut. În acea seară, ea pentru prima dată n-a venit pe banca lor. Nicolae o suna, îi bătea la ușă, dar totul era fără sens. Elena pur și simplu l-a șters pe bărbat din viața ei, scufundându-se cu capul în realizarea planului ei de răzbunare. Și iată că a sosit momentul mult așteptat. În sala restaurantului a intrat o călugăriță îmbrăcată modest. Fără să deranja mult, Elena a procurat costumul de carnaval de pe internet. O rochie lungă, o batistă ce îi acoperea jumătate de față și dacă n-ar fi machiajul strident, ea cu ușurință putea fi confundată cu o adevărată călugăriță. Femeia și-a ales o masă, direct în spatele companiei, care deja se afla la masă și a comandat o salată. Desigur, un personaj atât de interesant n-a putut trece neobservat în fața băieților și, practic, peste un minut, în direcția ei au zburat glume de prost gust. Băieții așteptau explozia indignării, dar colgărița doar le-a zâmbit cu buzele vopsite într-o nuanță de roșu aprins. Cu un gest de iluzionist, i-a scos din punga, ce zădea în capul mesei, o sticlă de tărie și s-a îndreptat la masa lor. Deci, băieții, eu am observat că vă știți cum să vă comportați cu o femeie. A pus ea sticla scumpă în centrul mesei. Nu vreți să ciocnim pentru cunoștință? Peste câteva secunde, tinerii au încremenit și s-a așezat o liniște mortală. Iar apoi, așteptându-se la o continuare fierbinte a serii, straniul s-au clintit, punându la dispoziție femeii scaunul liber. Evident că băieții n-au recunoscut-o. Paharele late în aceeași clipă s-au umplut cu lichidul de culoare aurie și Pavel Roșca chiar a rostit și un toast. Pentru femeile accesibile, în orice ținută. Elena cu interes s-a uitat la cei ce stăteau în fața ei, iar băieții, unul după altul, au înghițit conținutul paharului. Femeia și-a ascuns zâmbetul și a umplut din nou paharele. Între primul și al doilea, nu trebuie să fie o pauză majoră, a spus femeia. Ea era nevoită să se grăbească, pentru ca tinerii să nu observe paharul ei plin. Înfierbântați din cauza alcoolului, băieții cu mare plăcere au golit din nou paharele. Atunci femeia și-a așezat picior peste picior și și-a ridicat sus de tot rochia. În sfârșit, i-am reușit să mă răzbun pe voiticăloșelor. Ea a indicat semnele roz de pe gleznă și le-a încetat la o parte batiță de pe cap. La masă s-a instalat o liniște asurzitoare. Tinerii se holbau la eticheta pe care îi lăsau tuturor victimelor sale și fricoși se uitau unul la altul. Voi veți muri lent și în chinuri. Băutura era otrăvită. Sufocându-se din cauza furiei, ea și-a scos telefonul. Iar dacă cineva dintre voi va decide să-și ușureze sufletul, îi voi da antidot. Tinerilor care recent rângeau, a început să le despară zâmbetul de pe buze. Doi dintre ei s-au strâns în jumătate din cauza durerii simțite în burtă și restul au înțeles că ea nu glumea. Întrerupându-se unul pe altul, cei cinci ticăloși au început să-și ceară iertare. Mai bine la pușcărie decât la 2 metri sub pământ. Iar Elena, cu sânge rece, filma totul pe telefonul său. Fiind atrași de gălăgie neobișnuită, vizitatorii restaurantului la fel au început să filmeze cele întâmplate. Nu în fiecare zi violatorii cerșesc iertare victimei sale. Tinerii practic au căzut în genunchi, cerșind iertare și antidot. Dar femeia pur și simplu s-a râs. Este soluție pentru diaree, cu efect puternic. Vă recomand să mergeți la toaletă. Nu era nevoie să repete de 2 ori. Băieții în fugă s-au dat spre baie, iar Elena, nefiind fericită, făcea mimici, îndreptându-se spre ieșire. În restaurant sunt numai 2 cabine. Interesant, cum ei le vor împărți? În ziua următoare, toate posturile locale practic stricau despre videoul criminal care a apărut pe internet. Organele responsabile îngânau sec despre începerea urmăririi penale, dar părinții tinerilor păstrau liniștea, unul după altul abandonându-și locurile sale de muncă. Seara, în ușa ei, lipsit de răbdare, suna Nicolae și Elena i-a deschis. El avea dreptul să cunoască adevărul, iar peste 8 luni, tinerii părinți duceau acasă o mică comoară pe o fetiță frumoasă care s-a născut exact la termen. Fericită, Elena cu bucurie flutura în mână testul de paternitate.
Tatăl copilului era iubitul ei, iar Nicolae se ferea frenetic, ascunzând în mustețe zâmbetul său mândru. El o iubea pe Elena și ar fi acceptat copilul ei ca pe al său, mai ales că deja era prea târziu să fugă. Ei erau căsătoriți. Dragilor, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și dacă v-a plăcut istorioara, nu ezitați să lăsați un like și să vă scrieți părerile în comentarii. Seara minunată vă doresc și noapte liniștită. Pe curând, pa, pa!